Dimineața zilei următoare s-a dovedit mai dogorătoare decât amiaza zilei precedente, iar aerul mai sufocant, mai umed, transpirații, cămașă udă. În plus, atmosfera era insuportabilă pentru piept și minte, iar durerile de oase și de mușchi de fac să te întinzi mereu și așa ne bălăcim neputincioși în dimineața aceea. Gazda și consumul micul dejun abia respirând, gonzola într o haladă de dimineață cu broderie de safin și în botine, trage mosc pe nas și își împinge mâna albă, îngrijită cu degetele albe ca zahărul spre cafea. Cățelușii, o, oh, o câini, o oh, mulțime, cei care au cozi, dau din ele. Mâncăm tot ce ni se oferă, lăudăm, iar trântorul stă din nou și din nou trage spre Ignat. De parcă prin mișcările lui ar cânta la fluier, dar atât de ușor, atât de subtil, încât nu se știe dacă o face pentru Ignaț sau așa, fără să vrea. Face cu ochiul sau își mută greutatea corpului de pe un picior pe altul. Tomaș, care mai îmbătrânise cu vreo 20 de ani, într-o noapte, se uită la aceste jocuri pe suple oapele lăsate cu privirea cenușie pierdută, aproape seculară, dar nu spune nimic, ci doar desigur zice, nu vreau să arăt gazdei noastre nerecunoștință pentru ospitalitatea oferită, să nu mai rămân vreo câteva zile cu fiul meu, iar treburile, deși urgente, mai pot aștepta. S-a mirat Ignaț, a făcut imediat ochii mari. Dar pe Gonzola, hotărârea lui Tomaș l-a bucurat nespus de mult. A strigat, Fericită clipă, asta-i prieteni! Vino, vino, Ignașec, să vedem cine e mai bun la palantă, iar pe domniile voastre, oameni mai vârstnici, vă rog să fiți arbritri îndemnării noastre. A scos o minge din dulap și o aruncă în Ignaț. Ignaț se îmbujoră, iar trântorul își înghite saliva. Am pornit spre grădină, iar în urma noastră veneau câinii. Ignaț a aruncat mingea. Gonzalo după ea și strigă la Horațiu. Ce stai așa puturosului, n-ar fi mai bine să te apuci de vreo treabă? Mare necas cu tontul ăsta. Ia parul ăla de acolo și bate țărușii de pe straturi că s-au slăbit de tot și iar lovește mingea. Ignaț intervine și o trimite din săritură în săritură, dar Gonzalo oblic și mingea se învârte, se învârte. Ignaț face o săritură, bubuie din teren în teren. Celălalt taie mingea în aer de plescăit. Ignaț abia, abia a ajuns și o trimite o lumânare. Atunci Gonzalo o ia din săritură. Teren, bubuie, bubuie. Și deodată trânturul de pe margine, poc, 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 bate țărușii de pe straturi. Ignaț pierde. Gonzalo câștigă. Zadarnic Ignaț sare, aleargă. Gonzalo mai exersat, ridică, ba oblic, ba drept, iar mingea îi trece lui Ignaț pe sub nas. Pac, 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 Trântesc în teren, bubuie în teren, dar și Horațiu de pe margine poc-poc-poc bate țărușii. S-a înfuriat Ignaț și cu un ultim efort roșu și-a sudat poc mingea. Deveniseră limpede de ce avea nevoie de Horațiu și ne-am dus să vizităm podocul, acolo catârii agresivi au pus de cal, dar mușcă, asemenea măgarilor. Dar Gonzalo spune în această înăbușeală, în această vipie, pe acești catâri nimeni nu se poate ține fără așa, pentru că aruncă imediat numai decât Ignat spune, încerc eu. Atunci, Gonzalo, Horațiu, tot nu faci tu nimic, ia ia cealaltă și trece peste bară, pentru că a uitat să mai sară. Când catârul l-a aruncat pe Ignaț, a căzut și Horațiu de pe iapă, așa că se ridică amândoi, își adună oasele, izbucnesc în râs, iar râsetele și căzăturile lor se amestecă. Râde și Gonzalo, apoi am plecat la vânat de păsări, iar Gonzalo zice, ia tu Horațiu, pușcoiul ăla, du-te după șură, la râpă și trage după ciorile acelea pentru că sparg prea multe ouă de găină. Și așa, în vreme ce Ignaț trage după păsări în crâng, horațio trage după ciori la râpă și iar se amestecă în pușcăturile. Sau, în vreme ce Ignaț face baie în iaz, horațio cade în apă, așa e că Ignaț îl apucă de picior și îl trage pe mal. Și așa un nesfârșit amestec, un veșnic nesfârșit și agasant acompaniment al acestui trântor, enervant asociere în toate. A treia zi m-a apucat o asemenea spaimă, tocmai din lipsa spaimei, încât m-am dus în livadă și rememorându-mi printre arbuși disperarea mea, înfrângerile mele, păcatele mele, am vrut să trezesc izvorul înviorător al Dunării, al remușcării și am spus, eu mi-am pierdut patria, dar nimic pustiu, am spus, eu m-am înțeles cu puto spre deznodarea tatălui, dar de unde, nimic, zic, aici ne amenință moartea și dezonoarea, dar tot nimic, am mâncat o prună, dar m-a cuprins o spaimă și mai mare, că în loc să mă înspăimânt, eu mănânc prune, dar nimic, pustiu. Eu am văzut stele ver și am leșinat. Când mi-am recăpătat cunoștința, m-am trezit într-o pindință luminată, slab de razele ce se prefidau printr-o ferestruică. În prima clipă, n-am putut înțelege cum am ajuns eu aici, la vederea lui Baron, Pițcal și Ciumcaua, care stăteau pe altă canatea și mai ales la vederea... Pintenilor acela groaznici, strâmbi, legați de cizmele lor, mi-am explicat imediat ciudățenii aventurii mele. Credeam însă că băusem ceva și din cauza vreunui conflict, poate mai vechi între ei, mi-au făcut așa ceva. Așa că le spun, pentru Dumnezeu, oameni buni, cred că sunteți beți. Spuneți-mi unde mă aflu și de ce mă prigoniți, fiindcă mă jur pe tot ce am mai sfânt, că nu vă sunt dator cu nimic. Drept răspuns n-am auzit decât răsuflarea lor grea. Ei se uită la mine cu o privire ștearsă, iar baron spune, taci pentru numele lui Dumnezeu, taci. Așa că stăm și tăcem. Orele trec în această ședere tăcută, iar eu nu îndrăznesc nici să respir, tremurând de teama ca vreunul dintre nebunii aceștia să nu și implice pintenul în mine. Nenumărate gânduri dintre cele mai sălbatice mă chinuie, iar pe chipurile lor neberberite și scofulcite ca al unui Hristos răstignit pe cruce, dar și dogorător ca iadul, putem cici cele mai cumplite condamnări. Când deodată ușa se deschide și în prag își face apariția nu altcineva decât bătrânul contabil șef, onorabilul contabil. Acum faci parte din uniunea noastră, a cavalerilor, pintenilor și trebuie să execuți ordinele mele. Să ai grijă că în ceilalți să-mi execute ordinele cum se cuvine. Nu încerca să fugi sau să trădezi pentru că îți voi da pinten, iar dacă vei observa la vreunul dintre și tăi și cea mai vagă dorință de trădare sau de fugă, trebuie să îi împliniți pintenul. Iar dacă vei neglija acest lucru, ție ți-l voi împlinta. Iar dacă acela care trebuie să-ți înfigă ție pintenul va neglija acest lucru, atunci altul să îl înfibgă. Dar e greu de relaxat, fiindcă întâi ar fi trebuit să-mi treacă frica, iar când după îndelungări strădănii am obținut pentru mușchii mei o anumită relaxare a fricii, la cea mai ușoară mișcare a vântului, mușchii mi se încordează din nou. Și văd iar stele verzi, mă doare capul, împlesnește Ah, parcă pământul și cerul stau gata să plesnească! Dar n-am să-mi plictisesc eu cititorul binevoitor cu descrierea amănunțită a chinurilor mele în capcana acelui pinten. Era o capcană, o capcană în care noi am căzut ca șobolanii, ca dobitoacele și toate acestea din cauza contabilului. Și când din timp în timp pintenul mai slăbea puțin din frânturile destenuitoare a lui baron sau ale lui Ciuncaua, din gemetele lui Pițcal am aflat adevărul. Totul a început de acolo încă, după duel, când m-am dus cu Tomaș la estancia lui Gonzalo. Baron, prin Ciumcaua, l-a provocat la duel pe Pizcal, pentru că Pițcal l-a lovit în cap. Iar cauza care l-a determinat pe contabilul șes să recurgă la o asemenea capcană feroce, am aflat-o chiar din gura lui, lividă, când s-a întors seara în pivniță. Toate acestea zicea pentru a înfrânge soarta noastră blestemată, pentru a supune a schimbra vrăjmășia naturii. Iartă-ne, Doamne, spune, dar în războiul acesta ne-am bătut la fund altă înfrângere blestemată, blestemată soartă, nu ne va fi disprețuită oare natura, că nimic nu iese bine, nu ne reușește, nu ne fericește și toate iau o întorsătură în rău. Blestemată soartă, dar aceea, eu, contabilul șef, văzându-l pe domnul Tomaș cum trage cu pistolul gol, am hotărât să devin neîndurător, să mă ridic împotriva naturii, să o violez, să o înfrâng, să o înfricoșez ca să ni se schimbe soarta. Ah, să violentăm natura, să violentăm soarta pe noi, să ne violentăm și pe Dumnezeu. Pentru că nimeni nu se sperie de onestitatea noastră. Noi trebuie să fim înfricoșători. De aceea spune, am înșurubat la acești pinte în vârfuri care să prindă într-o capcană prea dureroasă. Dar, domnule Gjegoș, ce nevoie ai dumneata de așa ceva? Asta nu-ți cade bine și apoi tremuri. Taci, taci, tremuri pentru că sunt slab, dar voi fi puternic atunci când voi înăbuși în mine slăbiciunea, micimea și voi înspăimânta. Tu nu te gândi la trădare pentru că pintenul. Și își măcă degetul un obicei mai vechi a lui zilele ca noaptea întunecată, nopțile ca ziua nedormite în pivnița aceea și încă de atunci nimic, nimic. Iar în câteva zile aproape toate funcționarele au fost ademenite în pivniță, încă nu ne mai rămăsese niciun loc să se poată omul întinde. În această înghesuială revine trecutul, trecutul, dar parcă nu mai e trecutul, ce trecutul anterior. Așa că pizca le arată lui baron și lui Ciumcaua unghia ruptă, iar casierul spune, Joseph, Joseph, nu plânge, dar contabilul plânge. Pe urmă au ieșit brusc la suprafață carașii, apoi o chiflă mușcată de mult și iar împunsătura de pinten, iar durerea caznă. Și era aproape incredibil, de neconceput, mai ales ziua, Ușa pivniței era închisă doar cu un cârlig. Nu trebuia decât să te ridici, să faci doi pași să ieși la soare, în libertate. O, doamne, de ce să stăm noi aici? O, doamne, doar toți vrem să ieșim și acolo e libertatea, de neconceput. Rațiunea însă se cutremură, așa că într-o zi mi-am spus, cum așa nu se poate, doar toți vrem să ieșim și eu ies. Ies, uite, ies, ies. M-am ridicat și mergeam spre ieșire." Nu își credeau ochilor, mă urmăreau, ieșirea de parcă ar fi căpătat noi speranțe. Au împetrit, atunci s-a mișcat Pițcal, Barona a strigat și i-a înfipt pintenul. Pițcal, căzând la pământ, vrut să mă agațe pe mine, dar a dat greș. Atunci domnișoara Zofia mi-a împintenat ascuțișul ei și așa am rămas toți la pământ în convulse și în spumă. Dar de ce? De ce? Pentru ce? În ce scop? Pentru ce? Și gol, totul e gol, ca sticla goală, ca vrejul, butoiul, cochilia, pentru că deși chinul nostru e cumplit, totul. e gol, gol și frica e goală, durerea e goală, ba chiar și contabilul șef e gol, ca un vas gol. Și de aceea chinul nostru nu are sfârșit, iar noi putem sta aici o mie de ani fără să știm de ce, pentru ce. Oare n-am să mai ies niciodată din acest sicriu gol, veșnic, am să mor câte puțin printre acești oameni cu fundați în strălucitori? N-am să mai ies la soare, în libertate, viața mea va fi feșnic, supământată. Fiul, fiul, la fiu voiam să alerg să fug, la fiu am să găsesc răganz, alinare, cât am mai oftat eu în pivnița aceea după obrajii lui rume și protejați, după ochii lui vioi strălucitori, după cârlionții lui aurii și cum aș mai odihni în crângul lui și pe malul râului, aici printre moștri, ori în toată lumea lui Dumnezeu, ori poate a lui satana, nu aveam altă nădejde, alt izvor în pustiu, în seceta mea decât în fiul acela plin de sevă. În acest dor de fiu. Dacă sfatul meu ar fi țintit însă reducerea durerii sau a groazei, ei mai ar fi împins cu pintenul ca pe un trădător, dar când sfatul cere mai multă încrâncenare și cheamă la fapte, nimeni n-a îndrăznit să se opună, mai cu seamă contabilul șef. Deși e pale, tremură, transpiră, strig, lașilor, eu cer fapte, fapte cumplite, cele mai cumplite, se uită la mine, mă cântăresc, știu că nu sunt sincer când vorbesc, că la mijloc e un vicleșug, dar mai știu că dacă cineva s-a ridica împotriva sfatului meu, ar primi imediat pinteni. Iar contabilul șef, văzând groaza sfatului meu, nu-l puteam respinge nici el, pentru că putea să-și piardă propria groază. Și așa, din vorbă în vorbă, zice, să-l ucidem pe ministru. A doilea zice, e puțin, trebuie schimjuit. Al treilea spune, e puțin, să-l schinjuim, trebuie să-l ucidem, soția copiii. Zovia zice, e puțin, să-i ucidem copiii, mai bine să-i orbim. Și așa, în golul sfatului meu, crește cea mai groaznică faptă, iar contabilul șef cu părul ca ariciu, cu fruntea palidă și îmbrobonată, a ascultat toate părerile și cobora pe ele ca pe o scară în iad. Dar zic eu... Toate puține, puține, domnule Henric și domnul Constantin, puține, domnule Grăgoș, și cei cu asta că îl ucidem pe ministru. Sau că îi ucidem soția, dar nu ar fi primul ministru ucis. Asta e o faptă obișnuită și nu-i de ajuns de groaznică. Nouă ne trebuie o faptă care să nu aibă nicio cauză, motiv sau rațiune, ci care să slujească simplei groaze, orori. Așa că ar fi mai bine să-l ucidem pe Ignaț, fiul lui Tomaș, pentru că moartea tânărului, lipsită de orice motive, e mai cumplită decât oricare alta. Iar o asemenea moarte te va acoperi Gjegoș, cu atâta groază încât natura, soarta, lumea întreagă va face în pantaloni de frică ta. Și-au strigat cu toții să-l omorâm, să-l omorâm și se lovesc cu pintenii, urlă, contabilul șef spune palid. La dracu, la dracu, eu nu vă dau drumul de aici. Voi nu ieșiți de aici. De ieșit trebuie să ieșim, pentru că aici nu putem face nimic înfricoșător și apoi nu pivnița ne leagă pe noi, ci pintenul. Așa că dacă ieșim toți împreună cu pintenii la cizme, nu scapă nimeni, nu va fi e teamă. Întâi însă mă duc eu cu domnul Gjeguș la Gonzolo, unde Ignați cu tatăl său și acolo punem la cale uciderea lui. Am rămas singur în luncile acelea. Ah, ce pustiu, ce liniște, ah, ce virmișor, ah, o păsărică s-a așezat pe o cracă. Dar fiul, fiul, la galop și fiul, la fiul, la fiul, copitele calului tropotesc pe pământ. În fața mea se zăresc boababii istancii lui Gonzola. Înflorește pulcul verde de copaci arbuști. Dar ce pocnet se confruntă cu pocnetul calului meu? Poate că undeva bat pari, poate că spală cineva rufe, pentru că atunci când copitele calului fac poc, 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 dincolo de poc, poc, poc și când calul meu face poc, de copaci răsună poc. Am descălecat și mi-am făcut apariția de după copaci. Gonzalo joacă palantă cu Ignaț, iar Horațiu îl acompaniază pe Ignat cu țărușii și când Ignaț poc în minge, Horațiu poc în țăruși. Bubuie, poc, poc. Tomar se plimbă prin grădină și mănâncă prune. Zărindu-mă aleargă tot să mă întâmpine, dar Gonzalo strigă ridicându-și brațele spre cer. Pentru Dumnezeu, cred că tu ai înviat din morți. Ce te-ai jigărit așa?" Mi-au dat repede să mănânc, să beau, m-au și îmbăiat pentru că abia mă mai țineam pe picioare. Pe urmă m-am așezat pe o bancă sub un copac din livadă, iar Gonzalo m-a întrebat, fie frică de Dumnezeu! Unde ai dispărut? Ce s-a întâmplat cu tine în aceste zile?" Dar ce am eu cu Gonzalo?" cu urmărirea contabilului șef și cu răzbunarea amenințătoarea a cavalerilor pintenului. Dacă îl văd acum pe fiu, dacă îl am în fața mea cu vocea lui proaspătă, râsetele mișcările lui înviorătoare, cu bucuria și agilitatea trupului său și lumea crângul de pe malul râului proaspăt răcoros. ce e asta totuși? ce e asta? O schimbare în mișcări, în râsete? Ce se întâmplă și ce îndrăzneală din partea acestui trântor? De o parte, Tomaș mănâncă prune, dar tot timpul urmărește ceva. Și așa Tomaș urmărește. Gonzalo tropotește, poc pacul cu răsunetul lui îi unește pe amândoi băieți sub copaci. Câinii, pândaci, clăpăugi, miroși cu nările în vânt, dar e gol, e gol și acel poc-poc răsună ca o tobă goală. Iar în bubuiturile tobei se maturizează fructul crimei și nu se știe doar dacă al uciderii fiului sau al uciderii tatălui. Iar acolo, departe în pivniță, cu siguranță se jură că mă pedepsesc, se jură că se răzbună și în spuma chinurilor cheamă toate torturile asupra mea. Gonzolo îmi aruncă o privire pe sub sprâncene și spune Trădătorule, unde ai fost? Ce ai făcut? Cu cine te-ai împrietenit? Ce ai uneltit tu împotriva mea? Chiar dacă ai uneltit ceva, prea târziu, prea târziu, pentru că în noaptea asta tatălui să moară. Astăzi îl vom omorâ. Jucându-se cu mânuțele, Gonzalo spune, ții minte cum era înainte când Ignați făcea poc, dar pe margine Horațiu îi răspundea pac? Acum așa s-au împrietenit când atunci când Horațiu face poc, Ignați face pac. Și așa s-au potrivit încât nu se poate ca unul să facă pac, iar celălalt să nu facă poc. Prin urmare, totul e așa cum am gândit eu, cum am vrut eu, iar în noaptea asta îl trosnim pe bătrân, cu popcacul fiindcă atunci când o Poc, Ignaț din inerție, chiar dacă e tată, pac, astfel își va ucide tatăl, nici nu își va da seama. M-am uitat la dreapta, m-am uitat la stânga, tufișuri, coacă, razele soarelui clipesc printre frunze în depărtare, Horatio cu Ignaț lângă butoi. Mai departe, Tomaș se plimbă prin levadă, ridică o prună, o privește și o mănâncă. Tocmai voiam să-i spun lui Gonzolo să mi se lase poveștile astea pentru că așa ceva e imposibil, când un câine mare lup a venit să se gâdure și a behăit ca un berbec și dă din coadă iar coada e de șobolan. Slăbit cum eram, mă uit odată, dar acesta parcă nu-i Gonzalo, ci Gonzala și nu e mâna lui, ci o mânuță durdulie, mică, deși e mare, păroasă, degetele sunt subțiri. Așa sunt degetele mari. Degetele își mijeșc ochii, aruncă ochiada. Ochiul e ochișor, îi zic. Imposibil! Iar tu n-ai să faci așa ceva. Cum așa? Cu popcacul, cu popcacul a sărit în sus. Tomaș se plimbă pe poteci, m-am alăturat lui, dar a trebuit să mă așez pe pajiște pentru că mi se muiau picioarele. Prin urmare, ședeam noi pe de sub un prun și zic lui Tomaș, Ai văzut cum s-a pretenit Ignați cu Horațiu ăla? Ei, să fie de bine! Eu mă plimb pe aici și mă gândesc, dar cred că nu va mai dura mult." L-am întrebat, Te gândești să faci ce mi-ai spus?" Zice, Da, da." Mâine, 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 atunci m-am hotărât să mă duc la fiu. Ah, fiul, fiul! La el am să mă duc, pe el vreau să-l mai văd odată noaptea aceasta și poate că voi simți în mine vreun sentiment. Poate că prospețimea lui mă va împrospăta și pe mine. Merg eu pe coridorul acela întunecat, lung, trec peste băieții care dor pe jos, merg și merg, ci nici eu nu mai știu dacă în calitate de confident al lui Gonzola sau al lui Tomaș. Și poate că merg s-a lucit pe tânărul acesta din împuternicirea cavalerilor Pintenului. Iar mersul meu e încărcat ca un nor, dar gol-gol. Am ajuns la cămeruța lui și îl văd. Stă întins și gol, așa cum mama lui l-a făcut și respiră. Ah, câtă nevinovăție! Ah, ce dulce doarme, cât de liniștit îi se umflă pieptul! Ah, ce frumusețe! Ce sănătate! Ah, nu, nu, nu! Nu o să te lasi o pradă rușinii! Mai bine te trezesc și te avertizez de capcana lui Gonzalo! Îți spun că prin locurile acestea te împing la paricid! Trebuie prevenit să închide ușile, să închide ferestrele, la arme, la arme, ah, diavolii, dar ce-i asta, ce-i asta, ce sunet, ce răsunet, mă uit, toate perechile dansează, hei, zoom, zoom, dansează și Ignați cu domnișoara Tusca, dansează și așa de vârtos și de voinicește, dansează, așa de mândru se învârte încât partenera îi sfârie în brațe, Bătrânii se miră și bat din palme, dar când el tropă, cineva acolo bubuie, sare el înalt, sare și celălalt. Și nu era nimeni decât Horațiu, care o luase la dans pe domnișoara Mușca. Și așa de focos învârte, dezvârte, încât partenera îi sfârâie, sfârâie, și așa în doi bat, pocănesc, învârtesc, dezvârtesc, când la dreapta, când la stânga, iar domnișoarele ca titirezul. Ah, ce mai dansează! Și când Ignat sare, înalt sare și celălalt. Când horați o pocă, Ignat bocăne, bocăne când unul învârtește, celălalt dezvârtește. Cu popcacul, sunetul popcacului răsună tot mai puternic ca în tobă. Îmbrăcat într-o mantie neagră, pompoasă și cu pălăria asemănătoare, Gonzalo a străbătut de două ori sala, onorându-i pe dansatori cu aplauzele sale. Iar eu, auzind chemarea popacului, mi-am plecat capul și am mingit pleoapele. Și e atât de gol, de gol, ca toba de gol. Dar a intervenit ministru. Pentru Dumnezeu strigă, ce e asta? Cred că s-au îmbătat la dracu cu asemenea dans. Acoperă muzica, luați-i de guler și dați-i afară. Dar ignați poc, atunci și Horațiu pac, 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 poc, pac, pac, încât ferestrele zornăie, ceștile și farfurile sar pe masă, dușumeaua geme. Încearcă și alți dansatori să danseze, că e alai, alai, mazur, mazur, dar de unde? Nu mai ia lai, doar poc, pac, poc, pac, s-au strâns într-un colț și privesc când poc, când pac. Tomaș a pus mâna pe un cuțit lung de tranșat carne și parcă ar vrea să taie carne, dar l-a strecurat în buzunarul surtucului. Eu voiam să stric că își omoară fiul, dar iată că fiul își omoară tatăl, pentru că Ignaț răbufnește în salturi într-o păit, poc, pac, cu horațiu răbufnind, Poc, pac, pufnește. Horațiu, poc în lampă. Ignați, pac în lampă, dar Horațiu, poc, pac în glasă. Ignați, parcă în glastră, iar Horațiu, poc în Tomaș. Dumnezeule, Tomaș e pe jos. Tomaș e pe jos când colo, pac, pac, Ignați vine în fugă cu papcacul. Ah, și tatăl său, ah, pac, pac. Ach fiul, 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 să piară tatăl, vine Ignați, fie ce-o fi, fiul să-și omoare tatăl. Dar ce e asta, ce e asta, ah, izbăvire, ah, ce e asta, cum asta, ce e asta, izbăvirea, pentru că așa cum vine, cum aleargă în pacul lui de a încremenit toți, el bufnește în râs și în loc de pac-pac în tatăl său, el pufnește în râs și bufnește în râs. Și atunci râsetele ministrul l-a apucat cu mâinile de burtă pe baron, contabilul șef pe ciești și au bufnit în râs, au bufnit. Bătrânii o răcăie și se clatenă pe picioare, doamna Dovaleviciova chițcăie, varsă lacrimi, țipă și buf, buf, vuiește... Bufnește în râs părintele paroh, iar mușca cutușca, tușca țopăie să smiorcăie și-a răbufnit râsul. Se împleticesc, președintele puțec, pe lângă pereții unui horcăit, se scapă, alții se sufocă. Nu mai pot. Ici unul sufere de junghi provocat de râs. S-a încovoiat sau s-a necat de ei și prin urechi. Dincolo altul s-a așezat pe jos și a întins picioarele și bâzâie. Zumzăie, zguduie, scutură de râs și tremură. Altul, în schimb, s-a umflat pentru că se balonează și bufnesc. S-a mai liniștit puțin. Și iar ba unul, ba altul, întâi unul, pe urma al doilea și sunt deja trei, patru, cinci. Paf, buf, bufnesc în râs, izbucnesc, se iau în brațe, se împleticesc, se zbuciumă, când subțire, când grav și unul pe altul și unul cu altul, buf, buf, ah, răcnesc, răcnesc și cred că bufnesc și abia atunci, din râs în râs, buf cu râsul, buf cu râsul, buf, bufnesc.